De mult timp răspunsul tău. Și te rog fără necetare să te înduri, o Domnul meu. Ți-am greșit în multe rânduri, dar acum îmi pare aș vrea să scrii iertare, Doamne, și în dreptul meu. Același blând, milos și îndurat, binevoitor cu omul care sincer te-a căutat. Și când vin în nenoroșire către tine l-ai primit prin de iubire, Tată bun și dura. Dacă acum mi-e greu și te laud, o stăpâne și puternic Dumnezeu, căci îndreaptă-ți judecată, de mult aș fi fost uitat. Dar în mila ta de tată m-ai iertat și m-ai salvat. Crucea-i tot mai grea de dus, vine la tronul îndurării în numele lui Iisus. Și te rog, te rog fierbinte, nu-ți întoarce fața ta. Doamne bun și ia aminte azi la rugăciunea mea. Și te rog, te rog fierbinte, nu-ți întoarce fața ta. Doamne bun și ia aminte azi la rugăciunea mea. Înainte de toate, să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori, plini de batjocori, care vor trăi după poftele lor și vor zice: unde este făgăduința venirei lui?
căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Căci în adin se fac că nu știu, că odinioară erau cerul și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu din apă și cu ajutorul apei, și că lumea de atunci a pierit tot prin ele înecată de apă. Iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt pentru focul din ziua judecății și de peirea oamenilor nelegiuiți. Dar prea iubiților, să nu uitați un lucru, că pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii, ci are un de lungă răbdare pentru voi și dorește ca nici unul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosne, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm cerul noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Amin.